Sindicatul Europol a cerut polițiștilor rutieri să respecte strict legislația și să nu se lase influențați de directivele nejustificate ale politicienilor din Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției Române. Această solicitare vine în contextul unor presiuni politice recente care riscă să compromită aplicarea obiectivă a legii rutiere. Sindicatul a subliniat că intervențiile neadecvate ale liderilor politici pot afecta grav integritatea și profesionalismul politic polițiștilor, subminând astfel încrederea publicului în forțele de ordine. Organizația a făcut apel la respectarea principiilor legale și a avertizat împotriva oricărei influențe politice care ar putea alerta aplicarea corectă a legii rutiere. De asemenea, Europol a insistat pe necesitatea ca polițiștii să rămână fidelei regulilor și normelor legale, garantând astfel siguranța rutieră și menținerea ordinii publice.